Salutare din nou! Bunicul în parte 52, 52 de caiiste culese din livada celor trei nepoți ai săi în părți, invers, proporționale cu vârstele lor. Aflați câte cai se primește fiecare nepot, știind că ei au 6 ani, 9 ani respectiv 12 ani. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu caietul, apoi apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Este foarte, foarte important să rezolvi și tu, să scrii și să să urmărești procesul acesta de la început până la sfârșit. Ești gata? Păi, ce înțelegem din tot textul acesta? Înțelegem că avem un număr de caise, 52, C egal cu 52. Înțelegem că avem trei nepoți care o să primească caise în părți invers proporționale. Să spunem că, de fapt, nu e bine cu ceul aici. Ba, lăsăm așa. Să spunem că partea pe care o va primi primul băiat este x, partea pe care o va primi cel de al doilea este y și partea pe care o va primi cel de al treilea este z. Aceste părți sunt invers proporționale cu vârstele lor, adică cu 6, cu 9 și cu 12 ani. Să aflăm câte cai se primește fiecare nepot. Cât primește primul, cât primește al doilea, cât primește cel de-al treilea. Ce înseamnă invers proporționalitate? Înseamnă primul supra 1 pe 6, pentru că inversul lui 6 e 1 supra număr, da? Deci, x supra 1 pe 6 este y supra 1 pe 9 și este egal cu z supra 1 pe 12, care este echivalent cu 6x, pentru că ceva supra o fracție înseamnă că cel ceva se înmulțește cu răsturnatul fracții, 1 pe 6 răsturnatul este 6 pe 1, aici o să avem 9Y și aici o să avem 12Z, putem să punem egal, să le egalăm cu K, un coeficient de proporționalitate și să le exprimăm pe X, Y și Z în funcție de același lucru, va fi K supra 6, Y-ul va fi K supra 9 și Z-ul va fi K supra 12. Acest K este un număr pozitiv întotdeauna. De deci ce am făcut acest lucru? Pentru că apoi să le adunăm pe cele trei cantități și să obținem 52 și ele cum sunt scrise în funcție de aceeași necunoscută, practic vom avea un, o ecuație cu o singură necunoscută de calculat, de fapt necunoscută, ceea ce este foarte ușor aducem la același numitor, adică la 36, amplificăm cu 6, cu 4, cu 3, 6K plus 4K plus 3K va fi 13K supra 36 este egal cu 52, și putem să spunem că 13K este 52 ori 36, care este cel anumitor, simplificăm prin 13 în stânga și în dreapta egalului ca să ne facem lucrurile în calcul mai ușor. Și o să ne dea K52 înmulțit cu. Nu e bine ce am făcut aici, că nu se simplifica 36. Am greșit eu aici un pic. Așa, va fi 36 înmulțit cu 52 împărțit prin 13 este 4, deci K este... Cred că ne place să lăsăm cu 36 ori 4 pentru că se va simplifica foarte ușor aici. Putem să facem și calculul. 44 de mai simplu să lăsăm în formatul acesta. X este K pe 6, 36 ori 4 pe 6 va fi 6 ori 4, adică 24 caise. Y este K pe 9, adică 9 se simplifică cu 36 și o să ne dea 16 se pentru partea celui de-al doilea și partea celui de-al treilea. K pe 12, adică 36 ori 4 supra 12, simplificăm prin 12 și o să ne dea 12 caise pentru cel de-al treilea copilaș. O zi superbă să aveți!